Doina Pârcălabu, fost șef al casei de pensii pe care o avem în legătură Skype cu noi. Doamna Pârcălabu, de fapt este un pas mic spre o discuție în ceea ce privește obligativitatea introducerii vârstei de pensionare la 70 de ani? Adică având în vedere și deficitul care este la sistemul public de pensii, avem o gaură de 16 miliarde de lei în acest moment conform datelor noastre. Este un pas mic să ne obișnuim așa cu ideea? Bună ziua! Nu cred că o astfel de decizie va fi implementată, pentru că noi suntem încă în situația în care, cel puțin în sistemul public, avem vârstele de pensionare, vârstele standard pentru femei care nu sunt stabilizate. Suntem în continuare pe acea curbă de creștere a vârstelor care se atinge în anul 2030. De aceea, a interveni în acest moment cu modificarea vârstelor standard de pensionare nu este o soluție care să aducă claritate în sistemul de pensii. Confuzia care se face este aceea că atunci când vorbim de sistemul de pensii, amestecăm lucrurile. Este vorba de diferite tipuri de pensionari care se pensionează în baza a altor legi decât marea majoritate, și aici mă refer la cei aproape 5 milioane de pensionari care într-adevăr au vârste de pensionare mult mai mici decât marea majoritate, cum spuneam. De aceea, pe de o parte, discutăm de vârste de pensionare foarte mici pentru anumite categorii profesionale și vârste de pensionare mai mari, iată 70 de ani, cum este în cazul, se indicau acolo în discuțiile, în interviurile realizate de dumneavoastră, cum este cazul medicilor și profesorilor. Dar dumneavoastră prezentați știrea ca pe o posibilitate. Posibilitatea însemnând un avantaj oferit cetățenilor. Dar această posibilitate, iată, aduce și o eliminare a acelor venituri, pentru că în prezent, în situația în care o persoană are vârsta standard de pensionare, bărbat, de exemplu, 65 de ani și rămâne în activitate, profesor sau medic, poate să cumuleze pensia cu veniturile salariale. Aici lucrurile sunt amestecate în ceea ce privește reglementarea cu privire la posibilitatea cumulului pensiei cu salariul în anumite condiții și cu reglementarea în ceea ce privește vârsta de pensionare. De aceea cred că și dinspre decidenții ar trebui comunicările să fie mult mai clare și făcute diferențiat pentru a nu aduce emoție în cadrul publicului publicului larg, populației. Este interesant de văzut că persoanele intervievate de dumneavoastră aveau puncte de vedere mult mai pertinente decât factorii de decizie care fac trimitere doar la practica europeană. Ați văzut, cetățenii vorbeau de posibilitatea oferirii locului de muncă pentru tineri, de posibilitatea biologică de a rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani. Eu cred că vocea străzii este foarte importantă și ea trebuie ascultată. Mulțumim pentru această intervenție, doamna Pârcălabu. Vom mai dezbate cu siguranță acest subiect. Așa...